Slăvit să fie Domnul! Pentru că este început de an, aș vrea slujba mea în seara aceasta să fie să vă explic un cuvânt care este rostit cu foarte mare ușurință în adunări, dar este înțeles atât de puțin. Și slujba mea în seara aceasta este să vă traduc cuvântul acesta. El se rostește aproape în toate domeniile, în sport, în politică, în biserică, în familie, în societate. Și cuvântul ăsta este te iubesc. Pentru că la început de an, să vă fac și o urare în anul 2020, vă doresc din toată inima să vă iubiți unii pe alții. Să ne iubim unii pe alții și slujba mea este să vă traduc cuvântul ăsta pe înțelesul dumneavoastră în seara aceasta. Ce însemnează iubirea? Asta e slujba sau rolul meu în seara aceasta, pentru că este un cuvânt foarte repetat, dar foarte puțin înțeles. Textul care l-am citit ne ajută. Așa că nu o să am o introducere prea lungă și o să intrăm direct în text, 1 Samuel, capitolul 18, versetul 1. Ce înțelegem prin iubire? Ce însemnează iubirea? Ne ajută textul acesta într-un caz dintre Ionatan și David și Biblia spune la versetul 1 așa: David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Deci ce înseamnă iubirea? Iubirea se mai poate tâlcui prin cuvântul acesta alipire. Adică iubire însemnează alipire. Ce însemnează iubirea? Două lucruri sau două persoane care se atrag atât de puternic încât se lipesc, se sudează, se contopesc și nu-i mai poate despărți nimeni. Deci iubirea însemnează că te lipești de ceva așa de ușor și te desprinzi sau nu te mai poate desprinde nimeni decât foarte greu. Asta însemnează iubire. Cuvântul ăsta tâlcuit în limba noastră mai țărănească de la țară înseamnă a te lipi de ceva, adică a fi atras atât de puternic de ceva încât te lipești, te sudezi, te contopești și nu te mai poate desprinde nimic. Uitați-vă dumneavoastră la versetul acesta. Cine a putut să-l mai desprindă pe Ionatan de David? Asta însemnează iubire, da? Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el, adică s-a lipit de David și nu l-a mai putut desprinde nimic de David. A încercat tatălui. Adică au încercat părinții, tatălui a încercat să-l desprindă pe Ionatan de David și n-a reușit. Trebuie să înțelegeți că Ionatan era succesor la tron după Saul. Și vă dați seama, un tron, o poziție, o funcție, un părinte, n-a mai reușit să-l desprindă pe Ionatan de David pentru că asta însemnează iubire. Nimic de pe pământul ăsta nu te mai poate dezlipi. La un moment dat, când Ionatan a murit, David a spus așa: mă doare după tine, frate Ionatane. Și descrie acolo o lipire și o dragoste care este mai presus. Zice, dragostea ta este minunată, tu erai plăcerea mea. Dragostea pentru tine era mai presus decât dragostea femeiască. Vă aduceți aminte ce însemnează dragostea femeiască? Într-un bărbat și o femeie, zice, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. Asta înseamnă iubire. Adică două persoane se atrag atât de puternic, un băiat și o fată se atrag atât de puternic, încât se lipesc, nu-i mai poate dezlipi nimeni. Nici funcția, nici poziția, nici banii, nici casa, nici părinții, nimic. Asta însemnează iubire. De-aia n-ai voie să divorțezi. Nu mai ai voie, gata, s-a terminat. Nu există biblic divorț. Deci în momentul când te-ai lipit, asta înseamnă iubire. Și nu te mai poate dezlipi absolut nimeni. Vreau să vă întreb, știți că există un băiat în Vechiul Testament care a muncit 14 ani pentru o fată? Dar de ce a muncit 14 ani pentru fata asta? Păi dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă asta. Muncă, arșiță, zăduf, povară, greutate, 14 ani! Și n-au putut să-l dezlipească ani ăștia de persoana cealaltă. Asta însemnează iubire. Dacă poți să pui Romani, capitolul 8, versetul 35, o să vedeți aici ce cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos. Adică iubire de Hristos înseamnă că te-ai lipit așa de tare de Hristos încât nu te mai poate dezlipi nimeni de El. Ce cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul?
strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia, pune 38. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci cine poate să te despartă în iubire? Ei, asta se numește iubire. O lipire de ceva sau de cineva de care nu te mai poate desprinde nimeni. Uitați-vă dumneavoastră la copiii ăștia care îi aveți aici și ori cânta frumos în seara asta. Copii, să fiți atenți la mine acum, că vă spun ceva foarte frumos. Dați-i la copil un telefon și o tabletă și lăsați-l cu ea. Vreau să vă întreb, se lipește greu de tabletă și de telefon? Dar cum se dezlipește de ea? Cu o criză de nervi. Adică asta înseamnă iubirea, să te lipești așa de ușor de ceva și să nu te mai poți dezlipi. Când iei tableta și telefonul, dă cu piciorul în pământ și are o criză de nervi. Pentru că nu-i place să fie dezlipit. Aia e iubirea lui, înțelegeți? Păi gândiți-vă că o bunică a trecut peste ocean cu avionul și cineva a stat lângă bunica asta cu nepotul ei. 7 ore a stat în continuu pe tabletă. 7 ore. Am fost, când am fost în altă țară și am fost cazat, spunea persoana respectivă, am vrut să fac un test cu copilul meu și l-am lăsat la calculator. Și eu m-am pus pe pat, numai să-l urmăresc. Au trecut câteva ore și n-a zis nimic. După câteva ore s-a întors la mine și a zis, tati, adu-mi un pahar cu apă. Și-a continuat. Asta înseamnă iubire, să te lipești așa de ușor de ceva și să nu te mai poate desprinde absolut nimic. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care e tableta din lumea asta de care vă lipiți ușor și vă dezlipiți foarte greu? Puneți dumneavoastră numele cum vreți la tableta asta. Unde stați ore în șir? Unde vă consumați energia? De ce nu puteți dormi nopțile? Ce vă cucerește așa de ușor? De ce vă lipiți așa de ușor și ce vă dezlipește așa de greu? Na, copiii ăștia, după ce le dai tableta, le dai iPhone-ul sau telefonul, spui copiii, acum mergem la biserică. Știți ce tare să lipesc? Ce tati, iar? Și vine la biserică, stă aici, te întreabă, tati, mai durează mult? Mă întreabă fiul meu de 5 ani câteodată, când e rândul meu la predică, tati, predici mult în seara asta? După aia te întreabă, dar după biserică mergem la pizza? Nu, vreau să vă întreb, nu semănăm noi cu copiii ăștia? Când e în lume și ne dă lumea o tabletă, acolo înghețăm. Tableta asta poate să fie numită pescuit. Ați auzit de pescuit? Noi o să știți că sunt fraze ai noștri care stau la pescuit înghețați. O oră în șir. Și la biserică stau adormiți. Și când se trezesc, vor să plece acasă. Nu e interesant? Sport. Păi uitați-vă dumneavoastră când se duc oamenii la meciuri. Nu? Ați văzut dumneavoastră, poate v-am mai spus, ați văzut vreun om să se ducă la Real Madrid cu Barcelona la repriza a doua? Să-și ia bilet, zice, pe mine mă interesează așa mult, eu mă duc la repriza a doua. Nu, se duc o oră înainte. Mai stau poate o oră după și discută. De ce? Pentru că se lipesc foarte ușor de lucrurile astea și se dezlipesc foarte greu. Dar când venim la biserică, suntem ca și copiii ăștia. Iar biserică. Dar nu se poate să terminăm înainte de 8. Doamne, ai milă de noi. În seara aceasta aș vrea să vă faceți o verificare la început de an 2020. Care sunt lucrurile de care vă lipiți cel mai tare? În care, unde puteți să stați ore în șir? Să vă consumați energia sau să nu dormiți noaptea din pricina acelui lucru? Oare sunt lucrurile spirituale? Oare așa de mult suntem lipiți noi de Hristos și de lucrurile spirituale că nu ne mai poate desprinde nimic? Sau când ieșim afară de pe ușa bisericii, ne lipim foarte ușor de lucrurile de acasă și din lume și ne dezlipim foarte ușor și de aici? De ce ne dezlipim așa de ușor de mesaje? De ce ne dezlipim așa de ușor de biserică, de cântare? Și ne lipim așa de ușor în afară? Doamne, ai milă de noi! Uitați-vă, dumneavoastră, cât de greu ne desprindem
vineri seara, nu e adunare, mai ai ceva de lucru și așa te-ai lipit de lucrul ăla, ai muncit 6-7 ore, zici, bă, nu mai mă duc în seara asta la biserică, nu te mai poate desprinde nimeni de lucrul ăla, de confortul ăla, de luxul ăla. Dar aici imediat te desprinzi, dacă întrebi pe cineva după 2 ore, domnule, ce s-a vorbit în seara asta? Nu, știu că a fost fain. Dar atât. Pentru că ne dezlipim foarte ușor de lucrurile spirituale. Doamne, ai milă de noi. Aș vrea să vă citesc ce mi-a spus un prieten, chiar mi-am notat aici, spunea despre părtășia lui cu Dumnezeu în felul următor, zice, trăiesc clipe de cer. Cerul este în casa mea, pot să-l ating. Nu mi-ajung șervețelele la biserică de câte lacrimi am. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați mai trăit starea asta în adunare? Să nu-ți mai ajungă șervețelele. Să nu mai vrei să pleci acasă. Când ajungi acasă, se pare că cerul în casa ta și-l atingi. Și nu te mai poți dezlipi de Biblie. Nu ce spune Iosua. Cartea aceasta legii să nu se desprindă, să nu se dezlipească. Dar de ce ne dezlipim așa ușor de Biblie? Pentru că nu suntem îndrăgostiți. Pentru că nu iubim. Iubire însemnează alipire așa de puternică încât nu te mai desprinde nimic de lucrul ăla sau de persoana respectivă. Știți ce spune Domnul Iisus în Apocalipsa? Zice, dar ce am împotriva ta, zice, știu, încă faci slujbe, încă faci lucrări în casa mea, încă spui poezii, încă ești la cântare, încă dăruiești, dar zice, ce am împotriva ta este că lipiciul tău e în altă parte. Nu că nu mai faci lucrări în casa lui Dumnezeu. Dar zice Dumnezeu, ce mă doare pe mine este când vă văd în casa lui Dumnezeu, când vă văd în casa mea, zice Dumnezeu, când vă văd la slujbe, când vă văd în lucrare, îmi dau seama că lipiciul vostru este în altă parte. Și zice Domnul Iisus, pe mine mă doare. El stătea în fața Ierusalimului și plângea ca un rege, pentru că își dorea Ierusalimul să fie regina lui. Numai că regina asta, Ierusalimul, era lipită de alte lucruri. Și Domnul Iisus este îndurerat și pentru anul 2020, când vede că facem atâtea lucruri în casa lui Dumnezeu într-un mod formal, tradițional, dar lipiciul de fapt este în altă parte și când plecăm de aici, celelalte lucruri le facem cu mai mare pasiune, cu mai mare energie, cu mai mare dorință, cu mai mare înfocare și asta rănește pe Fiul lui Dumnezeu. Știți ce m-am gândit odată? Că de obicei când se îndrăgostește câte un băiat de o fată, ea intră în inima lui, el se lipește de ea, dar ei nici nu-i pasă. Și asta se numește tragedie. Și ăsta se urcă pe bloc și își dă drumul, că nu suportă gândul ăsta, că ea nu are lipici. Dar noi de obicei le spunem la tineri ăștia, zice, te-ai îndrăgostit de cine nu trebuia. Și m-am gândit câteodată că ar trebui să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu mai simțim nimic pentru Tine. Lipiciul nostru e în altă parte. Nu Te mai iubim. Nu mai avem lipici. Le facem toate formal. Doamne, ai milă de noi. N-avem curajul ăsta să-i spunem, dar câteodată ăsta e adevărul, că lipiciul este în altă parte. Îmi vine câteodată, zic, Doamne, Te-ai îndrăgostit de cine nu trebuia, mai luat de pe terenul de fotbal, din mocirlă, din gunoi, din mizerie. Și acum tot eu m-am depărtat de Tine și lipiciul meu în altă parte. Există o cântare foarte frumoasă care probabil ar trebui să o cântăm mai mult, dar eu nu știu să o cânt. Zice cântarea asta, lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine. Oare n-ar trebui la început de an să facem rugăciunea asta? Doamne, lipește-mi sufletul de Tine. Aș vrea în anul 2020 să aveți mai mult lipici pentru Domnul. Să fiți alipiți mai mult de lucrurile spirituale, dar aș vrea să-mi pui un verset foarte important, dacă poți, 1 Împărați 9:9. Să vedeți ce merge mână în mână cu alipirea asta. Da? 1 Împărați 9:9. Dă-i partea finală. Dă-i un pic să prind un cuvânt și din noua. Dă-i așa. Ce și vi se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, și acum fiți atenți, pentru că s-au
alipit de alți Dumnezei. Uitați ce urmează după alipire. Asta e un sens negativ, adică alți Dumnezei. Dar și de Dumnezeu adevărat e la fel. În momentul când te lipești de ceva, ce urmează? S-au alipit de alți Dumnezei și în momentul următor, zice, s-au închinat, au îngenunchiat înaintea lor și le-au slujit. Observați cum merge ordinea. Alipire, închinare și slujire. Adică Dumnezeu n-are nevoie să-i cânți, nici să stai în genunchi în fața Lui, nici să-L slujești dacă nu ești alipit de El. Nu are nevoie asta. Te refuză Dumnezeu. Dacă dumneata le stai în genunchi, dacă te rogi, dacă dumneata le cânți la cor, la fanfară, la orchestră, dar nu ești lipit de El, Dumnezeu n-are nevoie nici de închinarea asta, de-aia cei născuți din nou nu pot să se închine. N-au cum să conducă o închinare. Dumneavoastră știți de unde vine închinarea? Păi gândiți-vă că noi tot când vin niște cântăreți aici, spunem, zice, leviții vor lăuda pe Domnul. Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră știți ce înseamnă Levi? Ce înseamnă Levi? Păi asta înseamnă Levi. Levit nu poți să fii decât dacă ești alipit de Domnul și după aia cânți. Dacă nu ești un Levi, dumneata, nu poți să cânți, pentru că nu te primește nimeni din împărăția cerească. O faci și într-un mod formal. Noi putem face cor, putem face fanfare, putem să facem slujbe, dar Dumnezeu nu primește nimic dacă nu ești lipit de El. După lipire vine închinare și după închinare vine slujire. Există ordine. Nu poți să treci direct la slujire dacă tu ai lipiciul în alte părți. Nu poți să stai în genunchi în fața lui Dumnezeu. Asta e durerea lui Dumnezeu din toată Scriptura. Dacă citiți în Vechiul Testament, zice, poporul acesta mă cinstește cu buzele. Ăștia fac închinare, ăștia fac slujire, fac slujbe. Să duc la templu, strigă Dumnezeu. Dar zice, eu nu-i primesc pentru că oamenii ăștia au inima departe de mine. Adică lipiciul lor este în alte părți. Deci ascultați-vă bine ce vă spun în seara asta. Dacă nu avem o alipire de Domnul și ne desprindem de Domnul foarte ușor, ce nu înseamnă iubire? A nu avea iubire înseamnă că nu te lipești de ceva și pică foarte ușor, foarte ușor te desprinzi. Deci dacă nu ești lipit să nu te poți desprinde, n-ați pui ceva pe perete sau undeva, lipești și pică imediat, se desprinde imediat. Asta nu e iubire. Și Dumnezeu zice, n-am nevoie nici de închinarea voastră, n-am nevoie nici de slujirea voastră, eu am nevoie de cineva să fie lipit de mine și să mă iubească. Binecuvântat să fie Domnul. Deci în primul rând, textul acesta care ne ajută în seara aceasta zice că sufletul Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Deci iubire însemnează alipire, adică ceva care te atrage atât de puternic, te lipești și nu te mai poate desprinde nimic. Caută-ți iubirile în seara aceasta. Vezi de ce ești lipit foarte puternic și nu te poate desprinde nimeni și aia e iubirea vieții tale. Dacă te desprinzi foarte ușor, te pui să citești Biblia și te desprinzi foarte ușor, aia nu-i iubire. Dacă te pui la rugăciune și te desprinzi foarte ușor, aia nu-i iubire. Dacă vii la biserică, dar te desprinzi de ea foarte ușor, aia nu se numește iubire. Dumneavoastră știți că există oameni care se trezesc dimineața, în toi de dimineață, în toi de noapte, citesc din Biblie, stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și când sună ceasul să plece la lucru, le pare rău. Nu știu dacă a simțit asta vreodată. Să aveți o părtășie Dumnezeu, cu Dumnezeu, să vă lipiți atât de tare de Dumnezeu, încât să vă pară rău că plecați de acolo, aia se numește iubire. Dacă imediat lași Biblia, când imediat lași biserică, când imediat lași rugăciunea, aia nu se numește iubire. Deci iubire, în primul rând, însemnează alipire. În al doilea rând, în versetul 3, dacă îl pot spune, 1 Samuel 18:3, zice, Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Adică prima dată iubire se numește alipire, iar apoi se numește legare. Adică este și un legământ, asta însemnează iubire. Nu există iubire fără legământ. De aceea, dacă sunteți prieteni în seara aceasta aici, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, că nu există cuvântul te iubesc, trebuie să sfârșească cu un legământ. Adică te lipești foarte tare de o persoană și la un moment dat faci legământ cu el. Așa e și în căsătorie. Un băiat cu o fată se lipesc și după aia fac un legământ. Nu există iubire fără legământ. Oamenii care spun, zice,
Nu facem legământ cu Domnul pentru că nu știm dacă putem ține. Oamenii aia trebuie să înțeleagă că frica care o au dovedește că au alte iubiri și nu le pot părăsi. Dar dragostea adevărată izgonește ce? Izgonește frica. Adică un om care s-a lipit de cineva și nu mai poate desprinde nimeni, primul lucru care îl dorește este să lege, să facă legământ. Dacă zici, păi nu știu, trebuie să mai aștept, asta însemnează că ți-e frică, că nu iubești cu adevărat și mai ai și alte iubiri în viață și nu le poți părăsi. Dar totul trebuie să termine cu un legământ. Dacă poți să pui Ieremia 50:5, e foarte important. În partea a doua zice, veniți să ne alipim de Domnul, cum? Printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată. De-aia există vechiul legământ, noul legământ. De-aia există legăminte. Legămintele sunt între persoane care se iubesc foarte mult și nu se mai pot despărți. Și acum vă spun ceva foarte, foarte important. Nimeni nu primește ceva de la Dumnezeu decât prin legământ. Vorbesc spiritual. Nu există iertare de păcate dată fără legământ. Nu există moștenirea împărăției, nu există cetățenie cerească decât la oamenii care intră în legământ. Dumnezeu nu dă nici iertare, nici cetățenie, nici moștenire oamenilor care nu fac legământ cu El. Unii oameni se ripostează la chestia, zice, cum adică nu mă iartă Dumnezeu? Așa bine. Dumnezeu nu transmite bogățiile Lui decât oamenilor care vor să se lege de El. De-aia nu există, am văzut și la noi, vine o soră venită din biserică ortodoxă și zice, frate, zice, vreau și eu să mă spovedesc. Păi zice, să vă spovedesc? Păi zice, sărbătorile. Oameni buni. Dumneavoastră înțelegeți? Iertarea lui Dumnezeu, de ce îi zice sângele legământului? Noi când luăm cina, cum numim vinul ăla? De ce e sângele legământului? Pentru că numai asta spală de păcat, numai asta iartă. Dacă nu ai un legământ, nu există niciun sânge al legământului. Legământul tău este stropit cu sângele lui Hristos, exact cum în Vechiul Testament, în cartea aceea a legământului, Moise a stropit cu sânge. Dar dacă nu există legământ, sângele n-are peste ce să cadă. De sângele lui Hristos te iartă în momentul când intri sub acoperământul Domnului, intri în legământ și în unire și te alipești de Domnul, sângele lui Dumnezeu te spală, te curățește, dumneata le devii copilul lui Dumnezeu, cetățean al cerului și moștenitor al împărăției. Dar fără asta nu există iertare, nu există cetățenie. Nu poți să fii copilul lui Dumnezeu, nu poți să mergi în cer. Eu atâta timp cât am cunoscut-o pe soția mea, înainte de a fi soție, ce am avut eu n-a fost al ei. Da, din banii mei îi luam câte o prăjitură. Dar casa mea nu era casa ei când eram prieteni. Când a devenit casa mea casa ei? Când a devenit bogăția și averea mea averea ei? Când? În momentul când ne-am unit în legământ, n-a mai fost diferență. Ce a avut ea a fost al meu și ce am avut eu a fost al ei. Dar până atunci nu există transfer în prietenie. Nu există transfer în simpatie. Da, Dumnezeu poate să te ajute la un examen, Dumnezeu poate să te ajute să-ți faci o casă, poate să te ajute într-o excursie, poate să te ajute într-o situație grea, dar lucrurile astea spirituale, cetățenia cerului, moștenirea împărăției lui Dumnezeu, iertarea de păcate nu se dă decât în legământ. Doamne, ai milă de noi! Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun în seara aceasta, versetul 4. Deci țineți minte, iubire înseamnă alipire și nu te mai poate desprinde nimeni. Iubire înseamnă legătură, legământ, ca să vină toate bogățiile lui Dumnezeu peste viața ta. Și acum uitați ce înseamnă iubire. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. Vreau să vă întreb, lasă versetul ăsta. Dacă i-a dat mantaua, i-a dat hainele, i-a dat sabia, arcul și cingătoarea, cu ce a rămas Ionatan? Cam ce vedeți dumneavoastră că i-a dat? 10%? Dar ce i-a dat? Am întrebat într-o biserică, ce i-a rămas lui Ionatan? Și un bătrân zice, mai eu. Păi i-a rămas mic. Ce se mai rămâne? În iubire, nu există iubire. Cuvântul iubire, tradus, însemnează dărnicie.
Și vă rog frumos să înțelegeți odată pentru totdeauna, chiar dacă am riposte și oameni care se împotrivesc, 10% nu mai există în Noul Testament. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. S-a terminat cu legea. Legea dă a 10-a parte. Dragostea cât dă? Păi hai să întrebăm noi o fată care vrea să căsătorească. Hai să-i spunem așa. Uite, dacă iubitul tău cu care te căsătorești îți promite că în fiecare lună îți dă 10%, ești mulțumită? Te căsătorești cu el? Dar de ce nu te căsătorești? Uite, fetele toate fac așa, tare. Dar de ce nu vor să se căsătorească? Păi dacă îți dă 10% în fiecare lună, nu ești mulțumită? Nu, pentru că e o relație de iubire. În Vechiul Testament, relația dintre Dumnezeu și om n-avea la mijloc jertfa fiului său. Era stăpânul și robul. Și robul trebuia să-i dea primele lucruri din toate, primele roade, prima zecime, da? Floarea de făină, așa recunoșteai că Dumnezeu este Domn. Dacă îi dădeai 10% și primele roade, nu ultimele, primele erau ale Lui. Ei, în Noul Testament, Iisus a murit și a făcut din noi fii de Dumnezeu și a format biserica care este mireasa Lui Hristos. Mireasa Lui Hristos n-are cum să-i dea 10% mirelui și nici mirele miresei. În Vechiul Testament, Dumnezeu n-a dat pe Fiul Lui pentru oameni, pentru om. Dar în Noul Testament, Dumnezeu a pus tot, a dat tot, slăvit să fie Domnul. Și mireasa cât pune acum? Tot! Nu mai e cu 10% asta, nu ca să dau apă la moară la ăștia zgârciți, care zic că 10% nu trebuie dat. Dacă vreți să meargă lucrarea lui Dumnezeu din biserică, bine, puteți să dați 10%, pentru că atunci există belșug în casa Domnului. Și aici locuiește mirele și mireasa și aici n-are voie să fie sărăcie, trebuie să fie belșug. Și puteți să dați 10% ca să meargă lucrarea lui Dumnezeu bine, eu sunt de acord cu asta. Dar când ieși afară și întâlnești un orfan și un amărât și un bolnav, ce zici? Păi am dat 10% la biserică. Așa zici? Păi tu ești mireasă, trebuie să dai tot. Și oricum, dacă el, mirele, a dat tot și dumneata le dai tot, cine a dat mai mult? Păi și eu mă vait atunci. Doamne, știi, bă, dar nu... Păi dar eu mă vait, adică el a dat tot, adică a dat cel mai mult și eu ce îi dau? Bolile mele, păcatele mele, necazurile mele, și mai dau și câte un leu. Și tot eu fac pe grozavul că cum, atât? Nu. Acum ai cu tot, ne dăruim în totul, totului, tot mirelui, slăvit să fie Domnul. Și nu i-a mai rămas nimic lui Ionatan pentru că îl iubea pe David, pricepeți? Și pentru că îl iubea pe David, i-a dat tot. Ascultați-mă, dacă ești o mamă care îți iubești copilul, indiferent cât de săracă ești, vei găsi posibilități să-ți ajuți copilul. Dacă ești o soacră bogată și nu-ți suporți nora, o să găsești o grămadă de scuze să nu-i dai nimic. Dar dacă iubești, există posibilități, găsești soluții. Dacă nu iubești, găsești scuze. Eu nu pot să dau, eu sunt așa, eu nu știu cum, la mine sunt probleme, de înțeles. Dar când vine nepotul și copilul, dacă îl iubești, dăruiești. Deci nu există iubire. Iubirea se traduce prin alipire, legământ și dăruire, dărnicie. Un om care nu dăruiește, omul ăla nu iubește. Un om care e frică să facă legământ, nu-L iubește pe Domnul cu toată inima lui. Un om care nu s-a lipit de Domnul să se desprindă foarte greu de Biblie, de biserică, de rugăciune, omul ăla nu iubește. Și atunci ar trebui să ne rugăm în seara asta, Doamne, ai milă de noi. Dar aș vrea să vă las un lucru totuși în dărnicie, în final, și apoi să ne rugăm, pentru că mai am vreo 5 minute. Dumneavoastră știți că și Abel și Cain au avut un dar și au adus înaintea Domnului. Vreau să vă întreb, de ce Dumnezeu a primit jertfa lui Abel și n-a primit jertfa lui Cain? E foarte important. Dumneata s-ar putea să-i aduci Domnului un dar și Domnul să refuze darul. De ce l-a refuzat? A refuzat darul lui Cain și a primit darul lui Abel. Cei mai mulți spun, adică toate școlile aproape că învață lucrul ăsta,
că Abel a adus ceva unde exista sânge și Cain a adus din roadele pământului. De-aia am auzit o explicație a unui frate bătrân care mi-a plăcut tare mult și te rog să pui dacă poți Geneza 4 cu 4. Poate vă luminează cu ceva. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Fiți atenți ce scrie acum. Nu scrie Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, ci zice că a privit cu plăcere spre Abel și spre. Mai departe. Dar spre, nu spune că n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, ci spune n-a privit cu plăcere spre Cain și jertfa lui. Ce observați? Că prima dată Dumnezeu nu se uită la dar, ci se uită la persoană. Deci problema aici, cred eu, a fost faptul că Dumnezeu s-a uitat la Cain, i-a văzut inima și din cauza inimii lui nu i-a primit jertfa și darul. Deci dacă Dumnezeu nu acceptă persoana, poți să dai miliarde de dolari, Dumnezeu îi refuză. Deci prima dată, dacă dăruiești ceva, pentru că vorbim de dărnicie în iubire, trebuie prima dată David să-l accepte pe Ionatan și atunci primește darul. Dar dacă nu-l accepți pe persoană, nu primești nici darul. De aceea Dumnezeu prima dată se uită la persoană și după aceea la dar. Și acum pune, dacă poți, Matei, capitolul 5, versetul 23 și 24. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce zice, ce să faci cu darul? Dar de ce? Pentru că Dumnezeu nu te primește pe tine. Tu poți să fii cu cântare, cu poezie, cu predică, cu ce vrei. Dacă Dumnezeu nu te acceptă pe tine, darul refuză. Dar care era problema de aici? De ce a refuzat persoana de aici încât îi spune, fii atent, lasă darul pentru că eu nu accept darul dacă tu nu ești în regulă. Și dă-i înapoi de la versetul 21. Așa că dacă îți aduci 21, 5 cu 21, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și acum fiți atenți. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, asta era toată problema noastră. S-a mâniat și a zis o vorbă prostule. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă ești mâniat pe cineva, pe fratele tău, și ai spus o vorbă nepotrivită cuiva, nu are rost să dai bani la biserică, pentru că oricum Dumnezeu îi refuză. Ăștia e bine că ajung pe la săraci unde ajung, dar ție nu ți se primește nimic. Prima dată Dumnezeu trebuie să te accepte pe dumneatale, de-aia dacă nu ești născut din nou, dacă nu ești lipit, dacă n-ai legământ, dărnicia ta nu este primită. Nu aveți impresia că acum de sărbători toată lumea arunca cu bani. Păstă tot, dar Dumnezeu n-a primit toate darurile astea. Dumnezeu, ca să-ți primească darul, trebuie să te primească pe dumneatale. Și dacă vrei să te primească dumneatale, trebuie să fii lipit, îndrăgostit de El, să nu te poată desprinde nimic. Trebuie să fii cu legământ, adică născut din nou și după aia Dumnezeu acceptă și darul. Dacă nu, zice, lasă darul aici că nu-l primesc. Du-te și rezolvă-ți problema, pentru că eu, Dumnezeu, am prima dată problemă cu tine. Nu știți ce zice la Matei 7? Păi zice, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi minuni, n-am predicat noi. Știți ce zice Dumnezeu? V-ați îmbogățit pe seama darurile mele. V-au umplut oamenii cu bani, ați ajuns celebri și vedete cu darurile mele, dar eu vă refuz. Nu mă interesează ce minuni ați făcut. Nu mă interesează câte predici ați predicat. Nu mă interesează cât ați cântat. Sunteți refuzați atâta vreme cât ați lucrat fără de legea. Dacă dumneatale nu ești primit înaintea lui Dumnezeu, darul dumneatale nu e primit. Nu este o tragedie, o viață întreagă să cânți, să spui poezii, să predici, să dai bani și să nu fii acceptat. Să fii refuzat ca și Cain. De aceea e foarte important să înțelegeți ordinea. Prima dată e alipirea, după aceea e legământul, da? Atunci de-abia poți să te închini, să slujești și să dăruiești. Da, dărnicia face parte din iubire, dar sunt atâția oameni care nu-s lipiți de Dumnezeu, n-au legământ cu Dumnezeu și dăruiesc și nu sunt acceptate înaintea lui Dumnezeu.
Dumneavoastră nu trebuie să mă credeți, puteți să cercetați în continuare, să evaluați. Eu v-am ridicat niște semne de întrebare în seara aceasta, dar s-ar putea ca mulți dintre noi, ani de zile, să facem o grămadă de lucruri pentru Dumnezeu și lipiciu să fie în altă parte. Și Dumnezeu zice, lasă-ți darocul. Eu oricum nu-l primesc. Du-te prima dată, îndrăgostește-te. Leagă-te de mine. Rezolvă-ți problema cu frații tăi. Nu fi mânios. Înțelegeți? Eu s-ar putea să predic bine. Dar dacă am mânie pe un frate, Dumnezeu mă refuză. Oamenii s-ar putea să bată așa, dar Dumnezeu zice, refuzat. Oamenii ăștia erau cei mai populari, care făceau minuni, care făceau vindecări, care predicau, proroceau pe vremea aia. Și Dumnezeu a zis, rebut, refuzat. Oamenii băteau din palme și ei nu erau acceptați în fața lui Dumnezeu. Nu contează ce ziceți dumneavoastră despre mine. Eu când vin la amvon, trebuie în primul rând să fiu acceptat de Dumnezeu. Înțelegeți? Adică să știu că am fost lipit cu legământ, că m-am împăcat, că am știut să-i cer la soție sau la fratele meu, iartă-mă! Am greșit! Am lăsat darul, m-am dus, m-am împăcat și după aceea aduc darul ca să-l primească Dumnezeu. Dacă nu, este un refuz total. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.